În perioada postului mare, creștinii ortodoxi manifestă o grijă sporită față de suflet. Postul, presupunând abstinență și regim alimentar strict, dar regimul alimentar și abstinența nu sunt sinonime cu postul. Postul presupune pe lângă hrană vegetală, rugăciune și pregătire spirituală, spovedanie și, dacă e cazul, împărtășanie. Așa că un comportament bazat pe întrebarea dacă nu fac abuz pe parcursul anului, de ce să țin post, este unul departe de ceea ce întreprinde un bun creștin care stabilește împreună cu duhovnicul său amănunte legate de trecerea prin post. Sigur că biserica nu impune postul copiilor, bătrânilor, bolnavilor sau persoanelor care din diferite motive nu-l pot ține. Tot la fel, duhovnicul poate da dezlegări în anumite condiții, dar rolul postului este bine definit. Rolul postului este a da și de a ne ajuta. Prin urmare, fiecare om ține post așa cum poate și cum îl ajută de preotul duhovnic. Nu putem ține nici post pe capul nostru. Așa cum în regim alimentar, în rândul de mine să se prescrie doctor, la fel și postul. Este bine să știe preotul cum prescrie și să ne sprijine, să ne ajute. Se poate prescrie tot postul Paștelui, se poate da dezlegare. Omul cumpătat poate ține postul, care nu înseamnă nici pe departe înfometare și comportament ciudat deosebit de cel de pe parcursul anului. Dacă din motive diverse, această perioadă de 40 de zile, la care se adaugă săptămâna patimilor, nu poate fi respectată, nu-i foarte grav. Păcat însă este când cineva care nu cunoaște nimic despre această perioadă de asceză și pocăință își dă cu părerea despre cum trebuie să se comporte creștinii în timpul postului.